Dacă tu nu ești decis, n-am vreme de povești. Păi uite, sunt decis, vreau o relație cu tine, n-am. Pune la mână, vrei să zic ce cred eu? Spune. Câți ani îți place de tine? Așa. Ai greșit că joc teatru? Că-s falsă? Nu, ai greșit că te fac cu el și acum vrei să-l îndepărtezi. De ce sunt chestiile astea? Ce faci tu? Tu nu mai sunt canapele în casă? Nu mai sunt canapele în casă? Nu-mi toace cu mine ca la fraieri. Tu zici că ce sunt astea? Ce sunt astea? Că ce? Că ce? Unde ești pe aici? Să rămâi singură, fată mea. Ok, asta e. Păi dă lui sfaturi ce trebuie să facă în relația cu ei doi. Ce sunt astea? Ce sunt astea? Mai ia la mișto. Și așa te vedea cu legea afară, adică... De ce nu? Dar nu văd eu soția mea pe legea. Stai prin salți. Nu mai contează, dar plus contează că am lămurit cu el cel de lămurit și e mai ok pentru noi să fim așa și să nu mai ne vorbim urât. Sunteți prieteni? Da. Ai putea să-l vezi cu altă fată aici în casă? Normal că nu. Bianca, Livian, probleme în paradis? O mică discuție. Da, nu neapărat probleme. Da, ți-ai cerut scuze pentru ce ai zis? Mi-a cerut scuze. Tu ai mizat pe faptul că n-a auzit. Mi-a cerut scuze. L-ai acceptat. Da, pentru că am spus că suntem colegi acum. Dar cum ți se potrivește ăla cu Cătălin? Crezi că Cătălin ar putea să o facă să uite de tine? Cătălin ar putea să o facă să uite de mine, da. Ea nu se potrivește cu Cătălin.